sănătate. Astăzi am o invitată polivalentă. A făcut radio, TV, critică de film și e expertă în arte marțiale. În două cuvinte, Ada Rossetti. Ada, ai fost director de programe. Întâi la televiziuni în țară, apoi ai făcut trecerea la un brand internațional. Cum a fost trecerea asta la o corporație? A fost o parte foarte interesantă a vieții mele, recunosc. Ba nu recunosc, mă laud cu asta. Dar nu cred că cineva poate sau ar trebui să stea într-o corporație toată viața. Cred că e bine să iei ce-ți dă o corporație de la programele de learning and development și felul în care tratează resursa umană și după aia fugi și faci altceva cu ele. Depinde de fiecare ce înseamnă altceva. Ce m-a învățat corporația, cu greu, m-am lăsat greu convinsă să învăț chestia asta, m-am învățat să accept schimbarea. În comparație cu ceilalți telespectatori europeni, crezi că au românii preferințe speciale? Le place altceva decât le place celorlalți? Nouă ne place foarte tare să ne considerăm speciali. Nu suntem atât de diferiți. Există niște tendințe, dacă vrei, care balează de la vest la est și cumva de la sud la nord. Și anume, pe măsură ce te îndepărtezi de est, deci te duci către vest, televiziunea nu este o sursă de informație. Exact. În est, inclusiv în România, în Rusia, cu atât mai mult, televiziunea a fost foarte multă vreme sursa de informație a omului. Da. Și atunci omul a rămas cumva cu așteptarea că trebuie să se educe la televizor. Exact. Ceea ce în Occident s-a terminat, nimeni n-are așteptarea asta, au așteptări legate de cât de tare mă distrez, cât de mult pot să discut cu prietenii. Deci un pic altă așteptare despre televiziune. De la sud la nord e încărcătura emoțională, da? Mai exact. La sud vrem să fie totul cu pasiune, lacrimi și să sare, da, să sară exact. Emoțiile pe pereți. Pe măsură ce lumea zice mai la nord, devine un pic mai deliberată, dar altfel nu ieșim din graficul ăsta, adică nu suntem nici mai buni, nici mai răi. Suntem așa cum suntem. O responsabilitate mare presupune și o presiune mare, așa că tu cum reușeai să treci peste stresul dat de faptul că aveai o funcție destul de importantă? Greu, și dacă e un lucru pe care l-aș spune celor care se uită la tine și la invitații tăi, este, dom'le, povestea aia cu starea de bine și ai grijă de cum te simți, sănătatea mentală și emoțională, e foarte serioasă și merită luată în serios. Eu am trecut prin vreo 3 depresii de care știu și mă uit înapoi și îmi spun... Am avut noroc că am apucat să fac terapie, am avut noroc într-una din dăți când am scăpat de una singură, dar nu e ușor. Și e important că atunci când te simți depășit de situație să ceri strici ajutor. După ajutor. Exact. Da. Dincolo de asta, ce ajută? Hobby-uri, călătorii și sport. Mult sport. Da. Cu sportul reușești să te echilibrezi, asta cred că e evident pentru toată lumea. Faci sport, endorfine. Sportul îți mai dă și satisfacția unui lucru încheiat. Te duci dimineață și alergi o tură de herăstrău, ne-a început ziua cu ceva bifat. Știi ce exact. Efect bun are exact. Asupra psihicului? Asta, un hobby care n-are legătură cu jobul, că... e aeromodelism sau că, eu știu, împletești brățări, iarăși îți dă o satisfacție, te face să te simți, exact. Da, să te simți util. Stăpân da. Pe ceva ce poți să faci. Faci sesiuni de training, workshop-uri pe comunicarea științei. Da. Ce crezi că oamenii de știință de la noi au nevoie de așa ceva? De ce faci treaba asta? Oh, Doamne! Asta e o idee care mi-a venit la un moment dat, când lucram la Discovery și am vrut să promovăm niște oameni de știință. Și nu prea erau. Mulți dintre oamenii de știință români au plecat, unii s-au întors, dar sistemul în România, în continuare, știința nu este bine privită, este foarte prost finanțată. Poziția omului de știință este una care nu se bucură de respectul pe care probabil ar trebui să o ia, așa că mulți dintre oamenii de știință și-au creat așa un fel de identitate în care sunt separați de lume. Am trăit într-o societate în care tinerii
ar fi mai tentat să facă școală multă și să ajungă să facă știință serioasă ca să descopere lucrurile alea care o să facă viața mai bună peste 5, peste 10, peste 50 de ani, dacă oamenii de știință de azi ar fi tratați cu mai mult respect. Pentru că am văzut niște meme-uri de alea care erau teoretic amuzante, practic nu erau amuzante, care spuneau că dacă așa tratați oamenii de știință astăzi, eu de ce să mă duc la facultate? Tu îi antrenezi practic să comunice pe cei care au deja o minte foarte antrenată. E foarte adevărat, numai că expertiza într-un domeniu nu-ți garantează niciun fel expertiza în alt domeniu. Poți să fii un matematician briliant și felul în care te raportezi la publicul nespecialist să fie un dezastru, pentru că inteligența în sine nu-ți dă acele calități care te-ar putea face un bun comunicator, un bun interlocutor. Pentru că, până la urmă, vezi, vorbim de comunicarea științei, dar comunicarea științei sună așa, cumva, eu am știință, sunt aici sus, da. Tu ești aici jos, n-ai știință. Și da? Dacă eu vreau, îți comunic ceva. Și tu ar trebui să o primești așa, cu respect și cu umilință. Dar, de fapt, asta ar trebui să fie o conversație în care suntem egali. Un dialog. Da? De ce, de pildă, se discută acum dacă e important sau nu să purtăm mască? Da, o mască nu te ferește 100%, cum un prezervativ nu te ferește 100%. Exact. Da, dar te ferește în proporție scad. Exact. Considerabilă, exact. Că e 99%, că e 60%. Hai să ne gândim ce înseamnă proporțiile astea și hai să începem să înțelegem o lume probabilistică, pentru că noi nu trăim într-o lume deterministă, A duce la B. Noi trăim într-o lume în care A probabil duce la B și probabilitatea de 60% e diferită de probabilitatea de 99% și de-aia e important să înțelegem și să nu complicăm lucrurile. Și e probabil ca profesorul de matematică care a vorbit despre probabilități să fi transmis mecanic și nu uman lucrurile. E probabil ca știința să fi fost comunicată permanent de pe o poziție defensivă de superioritate. Și de superioritate. Da. Acum 10 ani de zile te-ai apucat de arte marțiale. Spune-mi, te rog, ce înseamnă Krav Maga? Înseamnă luptă de contact. Da? Înseamnă, este un termen care vine din ebraică, pentru că este o artă marțială de autoapărare izraeliană, inventată de Imi Lichtenfeld în Israel. A antrenat forțe speciale și când a ieșit la pensie a spus: vreau să pot să dau și civililor această știință. O știință cu care să poată să se apere pe stradă în orice context. Și mi s-a părut extraordinar ca propunere și uite, după 10 ani... După 10 ani ești instructor de Krav Maga. Sunt instructor și am centură neagră și la școala Bucan ai centură neagră? Da, sunt foarte mândră de chestia asta. Ai scris la un moment dat pe blogul tău despre 5 pași pe drumul către fericire. Cum stă treaba cu fericirea asta? O interpretăm greșit, o căutăm prea mult? În primul rând, fericirea nu e extaz, este mulțumire. Și mulțumirea asta nu e o treabă pe care o cauți non-stop, ci e una pe care o descoperi o din atingi, când în când din în tine. Exact. Și după aceea trăiești din ea. E momentul ăla în care stai la soare și cânti o melodie care îți place și zici, uite că viața e totuși bună. Ăla e momentul bun. Până la urmă, fericirea se găsește acolo, știi? În momentul în care descoperi că ego-ul tău, identitatea aia ta pe care dorești să o transmiți și forța și nevoia de a impresiona pe ceilalți, nu contează, e ok. Da? Știi, aia, it's ok. It's ok. Foarte cool. Ada, ce ai face dacă ai putea retrăi o zi din viața ta? Care ar fi aceea? Pot să spun la ce m-am gândit în momentul în care m-ai întrebat. Aș vrea să retrăiesc o zi în care sunt iarna, plecată în vacanță, pe o insulă tropicală, unde pot să țopăi prin apa mării, care are 28 de grade și afară e aproape la fel de cald. Ce frumos! Dar asta e și din cauza că acum suntem într-o situație în care turismul nu e încurajat
Și cumva, cred că asta e teama mea cea mai mare. Mi-e teamă că asta o să pierdem, capacitatea de a putea să călătorim unde nu, nici cu mintea nu gândești. Uite că am încheiat într-o notă în care ne temem să pierdem ceva, dar noi prin interviul ăsta am câștigat multe. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu!